Bună seara! Mai întâi am o observație față de organizatori. Ne-am îmbrăcat în black and white și parcă am fi la un eveniment, însurăm pe cineva sau o conducem pe el. Da, bună seara, dragilor! Mulțumesc că ați venit! Vă salut, domnul Ioan, și mă bucur că vă revăd. Suntem conținut o relație de amiciție și de colaborare și sper să se dărnească. Mulțumesc, domnul Sorin, ca de obicei e plin de entuziasm și de suport în lumea de afaceri. Și sigur că într-un mod special îi mulțumesc domnului Cătălin Drod, pe care nu l-am invitat, dar care a venit și care m-a blocat. Pentru că acum foarte multă vreme, când eu spuneam că oameni de afaceri, oameni politici, ar trebui să-și ia abonament să vadă cei mai puternici oameni din Botoșani. Nu că cei mai puternici, cei mai bogați, cu cele mai frumoase mașini, ci oamenii care cu adevărat țin Botoșani în spate. Vă spun asta cu toată responsabilitatea și tot ce este legat de acest subiect, nici nu cap îndoială de a fi luat în glumă. Așadar, bună seara, din nou, salut pe toți invitații, salut vă, salut și face doamnele cu tot respectul și pe toți domnii și salut încă o dată toate companiile care au venit, cele care nu au venit, cele care au făcut rezultate extraordinare și cele care, încă o dată spun, fac acest județ încă să mai conteze pe harta economică a României. Vă mulțumesc că ați venit și vă aplaud pe toți. Da. Sunt 30 de ani de când sărbătorim acest eveniment, celebrăm pe cei care au rezultate bune. Și după 30 de ani tot ne-am tot dat cu capul în zid. Și un vechi proverb evresc spune că dacă te lovești de mai multe ori în zid, nu mai încerca, nu se va face fereastră acolo, schimbă direcția. Așadar, oameni buni și dragi prieteni, vă spun cu toată sinceritatea, cu toată responsabilitatea, am spus-o și de multe ori s-ar putea să nu fiu rezonat, pentru că cred că n-am făcut mare lucru ca dumneavoastră să mă înțelegeți. Ceea ce la un moment mi-a spus cineva foarte apropiat mie să spun ceva de ce face Camera de Comerț. Dacă Valentina nu știu. Dacă nu știți ce face Camera de Comerț, înseamnă că nu existăm. Pentru că Camera de Comerț, dragii mei, în afară de Carmen, Marian, Delia și Noemi, cei patru angajați și de mine, nu e un tren care duce în față rezultate, care trage după el idei și mediul de afaceri. Camera este doar o cameră, un loc în care vă așteptăm, un loc în care ar trebui să veniți, un loc în care ar trebui să încercăm împreună să schimbăm paradigma acestui izbit în zid. Pentru că vă spun ceva, soluția sigur este la noi. Sunt două variante. Cum ne ajutăm noi, cum suntem noi sinergici, cum suntem noi împreună și cum ne ajută mediul de afaceri.